Salutare tuturor! Numele meu este Alin Buridanu și sunt fizioterapeut. M-am gândit astăzi să vă arăt câteva exerciții simple pe care le puteți face pentru durerea de șolduri. Mai exact, durerea posterioară, durerea de fesier sau durerea de șezut. Durere pe care o puteți rezolva chiar și la birou fiind sau dacă sunteți acasă, aveți nevoie de o saltea. Exercițiile se fac de pe scaun, într-o poziție cât mai comodă, iar ca să vă dați seama că aveți o problemă legată de mobilitatea șoldurilor, care poate să ducă la durerea de șolduri, vă puteți face un test care este foarte simplu. De exemplu, în cazul meu, în momentul în care pun piciorul drept peste cel stâng, îmi este foarte simplu să-l țin în poziția asta, cu genunchiul practic la același nivel cu gleznă. În schimb, dacă duc piciorul stâng sus, creierul meu spune că este o problemă acolo și primul lucru pe care îl fac este să prind mâinile piciorul și să-l pun în poziția asta. Prin urmare, ăsta pot să-l pun foarte ușor sus, stângul are nevoie de ajutorul meu ca să pot să-l pun sus. Asta înseamnă clar că piciorul meu pe partea stângă, respectiv mușchii fesieri, mai exact mușchii pedicitrohanteriani, sunt foarte rigizi. Momentul în care vă imaginați, practic, acest deficit de mobilitate, în cazul meu, este un deficit de mobilitate care, în exemplu, pe înțelesul tuturor, este ca și cum pantalonii de pe mine pe partea dreaptă sunt largi, iar pe partea stângă sunt strâmți. Fiind strâmți, vor cauza permanent dureri pe zona fesieră stângă, dureri pe picior în jos pe partea stângă și dureri, de ce nu, în sus către spate. Este și motivul pentru care vă recomand să aveți o poziție cât mai comodă, fie la birou, fie acasă, cu articulația coxofemorală undeva la 90 de grade raport cu trunchiul și din această poziție, inițial să tratați piciorul care vi se pare un pic mai mobil, după care să tratați piciorul care vi se pare mai rigid. Primul exercițiu pe care vi-l propun este practic de încălzire sau de mobilizare pasivă. Mobilizare pasivă în sensul întinderii mușchilor posteriori sau în sensul întinderii aparatului capsulului ligamentar anterior. Este un exercițiu pe care îl puteți face, eu știu, de 5-10 ori, ca și repetări, și îl puteți repeta în una, 3 serii, adică 5 repetări de 2-3 ori sau o singură dată. Ideea este că punctul maxim pe care îl atingeți ar fi bine să-l mențineți câteva secunde, ca el practic să se întindă și să se întindă lanțul muscular ca o întregime, practic, de la genunchi către punctul superior de la șold și, mai exact, să aveți o durere destul de intensă la nivelul feselor. Dacă ați terminat acest exercițiu și ați făcut 5 repetări sau 10 repetări, continuați cu un exercițiu care, practic, reprezintă un exercițiu de tratament pentru zona aceasta. Asta înseamnă că faceți o contracție izometrică sau o contracție statică. Ce înseamnă asta? Puneți ambele mâini sub genunchiul vostru și din poziția asta împingeți cu genunchiul către mâini, fără să-l mișcați. Îl împingeți, bineînțeles, din mușchiul fesier. Asta înseamnă că apăs cu genunchiul către pământ, țin 1, 2, 3 secunde lungi, după care îl las în pace și din poziția asta trag puțin mai sus, până apare un nou punct de durere. Din poziția asta, apăs din nou cu genunchiul către pământ, 1001, 1002, 1003, stop, respir puțin, îl las și pe el să se odihnească și mă duc iarăși puțin mai sus, ca să-l întind și mai mult. Tot din poziția asta, apăs din nou în jos, 1, 2, 3, stop, și mă duc și mai sus, apăs din nou în jos, 1001, 1002, 1003 și relaxez. Ideea este ca din poziția inițială până în poziția maximă de întindere să am 5 puncte în care mă opresc. Momentul în care mă opresc într-un punct, de exemplu, am găsit o barieră în care nu mai merge de aici în sus, cum este în cazul stângului. Am găsit prima barieră, din poziția asta apăs în jos, 1001, 1002, 1003. Moale, găsesc altă barieră. Și ordinea este, sau ca să zic așa, ideea este să găsiți măcar 5 bariere de jos și până sus. Bun. Deci dacă ați încălzit piciorul, ați făcut 5 repetări, 3 serii, după care ați făcut exercițiul acesta cu bariere anatomice, în care, de exemplu, prima barieră apăs în jos, 1001, 1002, 1003. Relaxez, după care mă duc puțin mai sus. Apăs din nou în jos, 1001, 1002, 1003. Și exercițiile astea, practic al doilea exercițiu, îl fac de măcar 10 ori. Ok? Deci am găsit 5 bariere, mă duc din nou jos, revin iarăși cu cele 5 bariere. După care, al treilea exercițiu pe care vi-l propun este ca din această poziție
Să întindeți tot mușchii fesieri și mai exact mușchiul piriform, deci parte din mușchii pelvitocantilieni, pentru că noi posterior avem cei trei mușchi fesieri care sunt destul de voluminoși, după care mult mai mici sunt mușchii pelvitocantilieni, mușchii care au practic o capacitate de rigidizare mult mai mare ca mușchilor fesieri și mușchi care în literatură de specialitate se mai poartă numele de sindrom piramidal sau sindrom de piriform. În altă ordine de idei, alt exercițiu foarte bun pentru zona aceasta, cu mă sprijin cu antebrațul de aceeași parte pe genunchi, iar cu mâna de parte opusă, din poziția asta mă duc cât pot de mult în față. Ca să întind, practic, o să simt o întindere în tot lanțul muscular posterior inferior, respectiv în mușchiul piriform și în mușchii fesieri. Deci, în această poziție, mențin cât pot de mult genunchiul jos, practic mă sprijin cu cotul de aceeași parte pe el, și din poziția asta mă duc către în față. Moment în care mențin 5 secunde. 1, 2, 3, 4, 5. Și mă întorc înapoi. Exercițiul ăsta îl fac la fel, de 5 ori. Ok? Mențin în poziția asta și 1, 2, 3, 4, 5. Este de la sine înțeles că dacă inițial, vă dau exemplu pe piciorul bun, dacă inițial puteam să fac mișcarea până aici ca să apară durerea, următoarea mișcare o să o fac mult mai amplu. Motiv pentru care vă recomand ca de la început și până la sfârșit să ajungeți cât puteți de mult în față, fără să ridicați într-un fel sau altul șoldul de pe pământ. Ok? Iar dacă mai puteți, mai putem să încercăm un exercițiu în care, la fel, mențin cât pot de mult piciorul sau genunchiul jos și din această poziție cu ambele mâini, foarte ușor în jos, mă las, ok? Cât mai aproape de pământ. Din nou, o să simt acea durere de piriform, durere care, de cel mai mult ori, este în capul, ca să zic așa, șoldului, pe înțelesul fiecăruia. Practic, este în articulația coxofemurală. Și în poziția respectivă, la fel, îmi mențin, ca să zic așa, o tensiune maximă, circa 5-10 secunde. Repet și exercițiul ăsta de 5 ori, după care schimb și pe partea cealaltă. Mă duc cât pot de jos, aici pot să mă duc mult mai puțin pentru că am un deficit de mobilitate foarte mare pe partea stângă. Ok? Mențin 5 secunde și fac și asta de 5 ori. Practic, aveți 4 exerciții care vă pot ajuta foarte mult pentru tot ceea ce înseamnă durerea de șolduri combinată cu durerea de spate și de ce nu combinată cu durerea de parte posterioară a picioarelor. Primul exercițiu este un exercițiu de încălzire pe care îl puteți face fără niciun fel de problemă. Al doilea exercițiu este un exercițiu terapeutic, adică combinăm practic o contracție izometrică, după care mă duc și mai mult în sus. Al treilea exercițiu este un exercițiu de mobilitate pe care îl puteți face oriunde v-ați afla pe un scaun. Iar al patrulea exercițiu este un alt exercițiu de mobilitate cu care poți să-mi închei program kinetic pentru îmbunătățirea flexibilității musculare. Numele meu este Alin Burineanu și vă aștept cu drag și la alte videouri. Mulțumesc!